Lucrările la cea mai mare zonă amenajată cu parcări rezidențiale din Drobeta Turnul Severin au ajuns la final. S-a turnat ultimul strat de asfalt, iar acum se lucrează la amenajarea spațiilor verzi. Investițiile din municipiul Drobeta Turnul Severin nu se opresc și asta datorită unui primar implicat și devotat nevoilor cetățenilor. Înțeleg că de astăzi tot ce înseamnă suprafață carosabilă este gata, predată, da, doar noi să mai facem marcajele, că obligatoriu acum oamenii vor trebui să și plătească parcarea deșeului. Ce ar mai fi de făcut în afară de suprafața carosabilă? Indicatoarele rutiere, determinăm spațiile verzi și locul de joacă. Deci. Locul de joacă din spate. Da, e prins și ăsta. Da, unul știu că e terminat. Da, și mai este cel din spate. Cel din spate, da. Deci ăsta cam când credeți că va fi dat? În maxim 10 zile. Zona care va cuprinde mai multe parcări rezidențiale se întinde pe o suprafață de 25.000 de metri pătrați și este cuprinsă între străzile Cicero și Gheorghe Anghel, Cogălnicianu și Cede Ionescu. Primarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, este întotdeauna atent la nevoile cetățenilor și își dedică în permanență timpul și energia pentru a face din acest loc un oraș la standarde europene. În acest moment am terminat tot ce înseamnă asfaltare, trotuare, alei, strada Migdalului și zonele între ele, parcările aferente. Lucrăm doar la acest parc pe care vom termina zilele următoare și ne apucăm, sper să ne lase și vremea, de marcaje. Vor fi 365 de locuri de parcare. Continuăm să ne raportăm la genul acesta de investiții. Vă spuneam și altă dată, sunt mașini multe, trebuie să găsim soluții pentru cetățenii orașului. În acest moment o să intrăm pe o altă parcare în zona Guravăi, în jurul a 16 parcări. E adevărat, nu atât de mari ca aceasta, aceasta a fost cea mai mare și cred că nu o să mai avem parcări mai mari decât aici unde am intervenit. E ultima parcare mare care nu era amenajată în oraș. De anul viitor vom intra în zone mai mici, adică vorbim de 50, 60, 80, 100 de locuri de parcare, nu atât de multe cum am avut aici 365. Severinenii care locuiesc în zona recent amenajată se vor bucura după ce vor fi trasate și marcajele pe partea carosabilă de 365 de locuri de parcare. Una dintre cele mai mari investiții din municipiu în acest vartal, dacă se poate spune așa, între Cicero și Gheorghe Anghel, Cogălnicianu și Cede Ionescu, are o suprafață totală de jur de 25.000 de metri pătrați, 354 de locuri de parcare, 9.000 de metri spații verzi, precum și două locuri de joacă. Sperăm ca pe viitor să, așa cum spunea și domnul primar, să facem din ce în ce mai multe investiții. Finanțarea lucrărilor în această zonă a fost asigurată cu fonduri de la bugetul local în valoare de aproape 6 milioane de lei. Cetățenii văd această investiție ca pe una necesară și sunt bucuros să vadă că acum beneficiază de locuri de parcare și spații verzi pentru relaxare. Cum vi se pare că arată zona? Perfect, foarte frumoasă, foarte simpatică. Adică ceva care are un aspect frumos, plăcut, plăcut, foarte frumos. Ce era neapărată nevoie? Adică ce trebuia făcut neapărat în această zonă? A fost cam, ce să spun, prima dată parcul cum a fost nu arăta prea bine, nu, dar totuși acum e altfel, mult mai bine, mult, foarte mult mai bine. E ceva care, după mine așa, s-a făcut pentru populația asta din Turnul Severin, ceva frumos. Severin e un oraș frumos. Față de ce a fost, că aveam strada asta, era dezastru, numai grob și așa, deci arată excelent. Dar zona vă place cum a ieșit. Extraordinar. Mulțumim până la Dumnezeu. Încă o dată, edilul orașului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, a reușit să schimbe fața orașului prin investițiile făcute de acesta, municipiul fiind într-un proces continuu de europenizare.